Managing Partner la Hest Industries, ne vorbește exact despre mituri și comunități sau despre comunități. Bună ziua! Mai puteți? Mulțumesc că ați mai rămas. Dăm extemporal, să eu o să mă plimb între... N-am aplicația, mai am pus-o cu care controlez. E extraordinar că Alex a vorbit înaintea mea. Inițial am venit aici ca să fac o prezentare împreună cu clientul meu, Burn, reprezentarea Cristi Lunaru, despre community marketing, despre ce înseamnă community marketingul, dar mi-am dat seama că 20 de minute sunt nu suficiente. Și atunci am gândit toată prezentarea asta, are multe filme, deci nu o să fie o teorie, e bine că sunt ultimul sau aproape ultimul. Am gândit prezentarea asta mai mult ca un tease și vreau să vă prezint niște mituri despre lucrul cu comunitățile. De ce fac eu asta? Pentru că, mă rog, în ultimii 11 ani de advertising, ultimii 3, am petrecut lucrând aproape exclusiv cu comunități. Mai precis în acest proiect denumit pompos și, mă rog, poate pentru unii super criptat, community marketing, alături de Burn. Un experiment care a fost atât de succes încât în urmă cu un an am decis să părăsesc agenția clasică de publicitate și să-mi fac propria mea agenție, care se cheamă Hest Industries și care e specializată în community marketing. Cam ca să nu vă las chiar așa în umbră complet, dacă vrem să, nu știu, să sumarizăm community marketing-ul ăsta într-o frază, deși el are, precum spunea și Alex, 1000 de fațete, 1000 de moduri de lucru, 1000 de do's and don'ts și multe, multe, multe lucruri care trebuie tunate în funcție de proiect. Noi, practic, meseria noastră de zi cu zi este să încercăm, în loc să vorbim cu masa, să vorbim cu niște nișe foarte relevante și mai mult de atât să le luăm pe ele și să creăm cu ele content și cu contentul ăla să vorbim către marea masă. Dacă vrei, dacă vreți, asta e, nu știu, principiul de bază pe care îl aplicăm noi în lucru de zi cu zi. Și pentru că, din nou, timpul e prea scurt pentru o analiză filozofică a ce înseamnă community marketing, o să vă prezint aceste trei mituri, sper că o să mă ajungă timpul. Mă rog, sunt credința mea pură, proprie și personală, m-ar bucura să le challenge-uiți sau să nu fiți de acord cu ele sau... primul mit este ăsta, că pot să creez comunități de brand. Îmi pare rău să vă spun că nu e așa. Adică comunitățile de brand se creează, precum bine a zis Alex, în jurul unor interese. De fapt, apropo de ce a zis el, părerea mea și, din nou, e părerea mea proprie, că, de fapt, în adevăratele comunități există una singură, anume comunitatea de interes. Adică aia e cea mai puternică și acolo ar trebui să vă doriți să fiți. Motocicleta din imagine are un sens, nu e, deși e foarte frumoasă, după părerea mea, nu e doar de pur estetic ca și rol. KTM, nu știu dacă ați auzit de brand, ăsta e un brand austriac. Ei au apărut în anii 70, când se dezvoltase o modă, o comunitate de interes, anume a celor care practicau sportul mit enduro, care înseamnă să mergi cu motocicleta pe munte. Și erau, mă rog, erau niște jucători de ăștia clasici, japonezi, Honda, Suzuki, whatever, îți cumpărai motocicletă de la ei și comunitățile astea își preparau motocicleta pe aia să reziste, să meargă pe munte. Și ei au descoperit această nevoie și această comunitate și au creat brandul ăsta, care reprezintă, din produs direct, motociclete care sunt gata preparate de cursă. De aici și sloganul lor, Ready to Race. Și așa ei au răspuns unei nevoi și au devenit, în secunda a doi, mă rog, le-au luat vreo 10 ani, 10-15 ani, dar au devenit un fel de, nu știu,
definiție la ce înseamnă hard enduro în toată lumea. Ei acum se poate spune că există o comunitate a oamenilor de KTM, dar de fapt ea la bază era comunitatea pasionaților de mers pe munte cu motocicleta. Și o să vă dau un contraexemplu care e din publicitatea autohtonă, de cum în loc de cum un brand în loc să, nu știu, descopere nevoile și habar n-am pasiunile comunității de hip-hop din România, a preferat să ia doi artiști la început în loc să, nu știu, să întrebe, băi, ai nevoie de un clip, de un album, hai să te susțin cu o chestie palpabilă și reală, apropo de ce zicea Alex mai devreme. Ei au preferat să ia și să îi folosească în interesul lor foarte, nu știu, propriu, personal și așa. O să te reține. Raptul pentru cipsuri, 8-2, noi arome. Ce-ți grijină papilele, pupilele și alte zone. Diverificate sau shawarma, simte gustul, simte forma. Când e vorba de cipsul Zio, cei mai tari la asta și eu. Toată lumea hai, fuga la magazine. Ciu face senzație, clar cu două arome fine. Irezistibile, crede-mă ce spun. Are doare picate și urma încearcă-le acum. Și fii atent la următoarele reprize. Că abia am început, dar sunt plin de surprize. Adică dacă probabil, nu știu, Cio organiza un mic eveniment de battle, de hip-hop, care probabil îi costa la fel de mult ca filmarea și cât au costat băieții ăștia doi, ei ar fi avut mult mai multă relevanță în comunitatea asta de hip-hop și oamenii ar fi început să vorbească despre asta și poate ar fi făcut cineva de la el putere o piesă despre, nu știu, chipsurile astea cu aromă de shawarma și poate așa mesajul se ducea mult mai ieftin, poate chiar gratis și mult mai natural către masă. Cam asta e primul mit, deci să încercăm să ne aducem aminte că nu prea putem să creăm comunități de brand, ci că trebuie să creăm produse relevante pentru anumite comunități de interes. Al doilea mit e faptul ăsta, e o modă în România, nu știu dacă ați observat de vreo 3-4 ani, toate brandurile au ambasadori. Și e un mit, oamenii care zic, domne, am ambasador, cumva în capul lor ei se gândesc că dacă au ambasador, au și o anumită afinitate pentru un target care se uită la ambasadorul lor. Din nou, e un lucru absolut fals. Un ambasador, dacă ne oprim la, nu știu, zicea cineva mai devreme de Rom Telecom, o să mă duc și eu tot la exemplu Rom Telecom, la colaborarea dintre Rom Telecom și Loredana Groza. Loredana Groza a fost un fel de abțipil, adică a fost luată, i s-a făcut, s-a refăcut o piesă mai veche, de care a fost lipită o ofertă. Ea a încetat să fie, nu știu, Loredana Groza, care are valorile A, B, C, D, E, F, și a devenit un sandwichman, apropo de ce vorbeam mai devreme, a devenit un sandwichman pentru un brand. Și din cauza asta, eu cred că ambasadorii nu sunt suficienți și că un brand ar trebui să aibă creator de content ca ambasador. În poză, mă rog, domnul din dreapta, nu știu dacă îl cunoașteți, se numește Diplo. El e un, mă rog, un DJ la bază, dar e producător. Și în spatele unor proiecte din astea, cutremurătoare ca putere pe... ca putere virală, cum ar fi The Antwoord sau Major Lazer sau, mă rog, sunt niște hituri absolute afară și el a făcut niște colaborări incredibile cu branduri ca, nu știu, Mercedes, Red Bull, dar în care și-a folosit propria personalitate și stilul lui de viață, care e destul de, mă rog, edgy, ca să zic așa, și puterea de creație ca să facă content relevant alături de brandurile alea. Și vine din nou un film, ca să nu vă plictisiți prea tare. E un exemplu tot așa, după părerea mea, foarte bun, cu
cum un brand, mai precis Dom Perignon, a transformat un eveniment care la prima idee putea să fie un eveniment destul de banal de BTL, anume că l-au luat pe David Lynch și l-au rugat să le facă o sticlă. Și totul se putea termina, nu știu, cu un comunicat de presă și cu David Lynch cu o poză lângă sticlă și cam aia era. Ei au reușit să, din nou, să împrumute valorile lui David Lynch și să îl facă sau să lase pe David Lynch să fie un adevărat content creator. Și o să vedeți imediat ce a ieșit dintr-un banal eveniment în care a fost David Lynch, mai multă lume, doi DJ și niște băuturi. Experimentation and mixing going on that you get a very, very complicated, beautiful taste. I wanted to experiment to get a look. Something that set the essence of Dom Perignon and something that is modern. Faptul că ei l-au pus pe, mă rog, un filmmaker să facă filmul evenimentului ca și cum ar fi un film de David Lynch în condițiile care precis că Dom Perignon au și niște reguli și niște, nu știu, standarde apropo de publicitate, spune mult de cum au ales ei să folosească un ambasador pe post de content creator. Și trecem la al treilea mit, care spune că n-ai nevoie de povești reale. Asta cumva e o boală sau e o problemă pe care mă asum și eu că a fost creativ într-o agenție de publicitate. Una din uneltele pe care lucram în fiecare zi era exagerarea. Pentru că, na, până la urmă noi suntem o industrie care trebuie să vândă lucruri frumoase, în care totul trebuie să fie perfect, photoshopat, ideal, în care nimeni nu plânge și toată lumea e fericită și cumpără. Exact cum spunea și Alex mai devreme, lumea s-a cam săturat. De fapt, nu că s-a săturat. Cred că termenul care sună foarte urât, dar asta e realitatea, nu mai pune botul în ghilimele. Adică, sau cel puțin eu, după ăștia 3 ani în care lucrez, cum lucrez, aproape 99,9 povești reale, când văd o campanie, zic, da, mă, dar e reclamă, adică nu e nimic pe bune acolo. Sunt doi care au fost plătiți la un casting, au venit și un regizor, le-a zis, și acum vină, mă apropie-te și cu băfată. Și din cauza asta, cred că o componentă extraordinar de importantă în abordarea asta, Community Life, este să folosim povești reale. În poză e James Cameron,
regizorul, mă rog, multor filme, printre care și Avatar, care acum, cred că înainte de lansarea Avatar, a făcut o scufundare în groapa Marianelor, la 11.000, nu știu cât de metri. Un lucru absolut real și care a fost dat pe toate canalele de știri de pe planeta Pământ. Și a purtat la mână un Rolex, care se numește Deep Sea și care rezistă la vreo 3800 de metri. Și de fapt, într-un fel sau altul, ăsta a fost un eveniment de lansare a acestui ceas. Atunci a aflat pentru prima dată lumea de ceasul ăsta și a fost o modalitate foarte bună prin care ei au reușit să se lege super relevant de un caz real, de o personalitate și de o super oportunitate de free media. Și din nou la mitul ăsta e un film. De data asta e un film legat de proiectul la care lucrez eu. Mai precis e o poveste care e o știre de la ProTV, care n-a fost plătită, a apărut pur și simplu. Știrea e plecată de la un film pe care l-am făcut noi. E povestea unui băiețel din Miercurea Ciucă, o să vedeți mai despre ce e vorba. Noi am auzit de el, ne-am dus, am făcut filmul ăsta în care am prezentat povestea lui, l-am pus pe net și la vreo 4 sau 5 luni, nu mai știu exact, cei de la Pro întâmplător l-au găsit, ne-au contactat, am vorbit, s-au mai și au filmat și a ieșit știrea asta, care are și bucăți din footage-ul nostru. O să mă întrebați poate la sfârșit, până la urmă, care e legătura cu Burn, că o să apară 2 sau 3 loguri de Burn. Legătura cu Burn e că partea aia a comunității care era direct interesată de fenomen, a săpat după aia pe net, a găsit filmul, ne-a găsit pe noi și cumva am mai pus o cărămidă la relevanța aia de care vorbea Alex. Adică îl ajutăm pe băiatul ăsta făcându-i cunoscută povestea, fără să-i hecuim meritul lui, dar făcându-i celebră povestea, el devine celebru și acum e shaper la un concurs la Budapest, adică, na, și viața lui a avut o evoluție destul de importantă. Și cred că asta e marea putere a poveștilor adevărate, e că un brand, și cred că multe sau toate brandurile ar trebui să facă tranziția asta de la, bineînțeles, pe lângă obiectivele de volum, cred că ar trebui să-și dea seama că, nu știu, mai pot cumva cheltui bani pentru ca niște oameni să facă niște lucruri în viața reală. Știrea. Pasiunea pentru acrobații pe bicicletă s-a transformat într-o poveste de succes pentru un tânăr de 20 de ani din Miercurea Ciuc și într-un exemplu pentru cei de vârsta lui. Sătul se mai aștepte ca autoritățile să amenajeze o pistă specială pentru biker, băiatul și-a construit singur în grădina bunicilor un loc pentru cascadorii pe două roți. După an de muncă a ieșit ceea ce nici nu spera, cel mai căutat parc de antrenament din țară. Într-un peisaj de poveste, înconjurați de dealuri și livezi înverzite, pasionații de dirt bike se întâlnesc seara de seară la marginea orașului Miercurea Ciuc, în grădina lui Nandi. Dar cine este Nandi? Un băiat inimos care nu a plinit încă 20 de ani, dar a reușit să unească toată comunitatea în jurul pistei sale de sărituri. Acum 4 ani s-a apucat singur, în armat cu o lopată, să amenajeze totul. Încetul cu încetul, din niște mobile modeste în fosta grădină de zarzavaturi a bunicilor, care zăcea nefolosită, a ieșit un parc de antrenament cu adevărat profesionist. În parc avem o comunitate faină. Asta dă o motivație. Vrem să dăm o motivație și pentru ceilalți țară. În scurt timp, grădina lui Nandi a devenit celebră în toată țara. Acum, biker din toată România vin aici și se antrenează pentru concursuri. Nandi și prietenii săi nu le cer niciun ban. Învață doar unii de la alții. Nu trebuie să-ți dea nimic. Numai să fim împreună. Au o prietenie foarte bună. Ceea ce a făcut. Familia și vecinii lui Nandi au rămas cu gura căscată când au văzut ce a apărut în grădina unde creșteau cartofi. Nu stau la plața cartofi. În spate din că stat toată ziua asta acolo și mai bine să se miște și la aia. Cu ajutorul lui Nandi, bicicliștii din Miercurea Ciuc câștigă acum multe din concursurile de dirt bike, pentru că au unde să se antreneze.
La povestea asta a apărut și la Apropo TV și, mă rog, cam atât am pregătit eu pentru asta, să mă încadrez în timp. Îmi pare rău că a fost cam sărit partea aia de teorie. Pentru teorie vă așteptăm cu drag la noi la birou să, să facem teorie și să aplicăm pe diverse proiecte. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc foarte mult, vă rog, dacă aveți întrebări pentru Radu. Radu, în 4 ani a făcut grădina sau într-un an? Parcă 4 a zis, dar nu știu dacă mă zic bine. Ce să zic, este fascinant. Poveștile adevărate întotdeauna sunt cele mai puternice. Dacă ați rezistat până acum, dragii mei, și mai puteți, mă anunț cu entuziasm că s-a terminat. O să punem pe site toate prezentările. Dacă aveți întrebări, vă rog să ne scrieți, să ne anunțați. Aș vrea să mulțumesc foarte mult partenerilor noștri, Cora și PMV. Au fost alături de noi și ne-au ajutat și fără sprijinul lor nu reușeam să facem acest eveniment. Încă mai este mașina oficială în seria 5 jos la lifturi, ieșiți, puteți să intrați în ea, puteți să vă fotografiați, puteți să faceți drive test dacă completați, nu? Așa e, dacă formularul. Așa. Și cu mare drag ne revedem la un alt eveniment, iar așa cum a spus Adina Vlad mai devreme, de anul viitor vom premia directorii de marketing deschizător de drumuri. Acesta este finalul, mulțumesc foarte mult, la revedere!